Pentru a preveni incidentele, polițiștii rutieri fac mai multe precizări. Astfel, conducătorii auto trebuie să circule cu viteză redusă, adaptată permanent la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculul din față. Viteza neadaptată la condițiile de trafic sau depășirea ei reprezintă unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și Biroul Rutier au desfășurat două activități, una pe linia nerespectării regimului legal de viteză, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 25 de sancțiuni contravenționale, iar cealaltă pentru combaterea conducerii autovehiculului pe drumurile publice de către conducătorii auto care se află sub influența băuturilor alcoolice. Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că riscă și închisoarea de la 1 la 5 ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o imbibație alcoolică de peste 0,8 grame per litru alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut fără drept de circulație. Sub această limită, fapta constituie contravenție, iar sancțiunea este suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 3 luni, la care se adaugă 9 puncte de amendă.